Salutare tuturor și bine v-am găsit la încă un episod din Divine RPG. Da. Deci în acest episod aș vrea eu să batem doi boși. Deci Densos și Raver se numesc ei. Deci Densos acesta, care se face din Mithril Soul. O să avem nevoie de Mithril Soul, avem unul și atât. Da. Bine. Trebuie să mergem în Mithril. Facem rost de 10 soul-uri. Așa, și după aia să mă uit de ce mai am nevoie, dar hai să facem mai întâi baza aia. Bun. Hai să vedem. Pam, pam, pam. De fapt, uitați, vedeți, mai am nevoie de 1. Deci 11 cu ce am nevoie la Raver. Aici n-am. Ok. Deci 11 Augit Soul. Da, va fi destul de complicat să le luăm, ținând cont că sunt mobi periculoși aici, care dau ăștia un demi de te doare cap și te și omoară. Hai să demolăm și noi pe aici. Au, au. Da, mine. Bă, da, aici nu-s mobi. O, oh, da. 3 soul-uri. Na, de fapt mai aveam eu 1, 2 de fapt. Ok. Haide, dă-i și fugi. Ha, mă, unde ești? Măi, șmecher, ești șmecher. Ești. Te crezi șmecher? Vino încă, mă. Ia uite-l ce fuge. Uite încă unde stai. Oh. Wow. Se mai întâmplă ca ăștia să se lovească între ei. Și de aceea mai găsesc eu... Da, deci... Au. Au. Tu ieși, mă, de aici. N-auzi. Ah. Hai să stau un pic aici. Aici. Hai că trag cu asta. După tine. Să văd dacă-s combi. Ia de aici. Ăla-i. Da, bine, l-am dat în afara lumii. Ah, bă, nu. Ba, da. Dar n-are importanță. Am 6 soul-uri. Haide, încă 5. Încă 5, dacă mai găsesc, e perfect. Ca să-mi ajungă pentru astea. Că noi mai avem boss, v-am spus. Dar... Aceia doi cică sunt frații, sunt amândoi boși. Se spawnează împreună. De fapt, nu știu dacă se spawnează împreună. Oricum, știți tactica mea. Îi spawnez în perete. Cred, nu știu. Cum am murit? Am înțeles. Am înțeles. Aoleu, mă enervează archerii aia. E greu să te bați cu ei. Ok, fugi. Fugi, mă. Hai să nu-l dăm jos din mapă. Încă două. Și mai am nevoie de... Mai am, mai am. Oh, leu, ce e aici? Ăla
Lasă, lasă, aici pot să fug aici. Leo, ce-am picat. Ah, și mai am nevoie de un fragment. Doamne, nu trebuie să mă arunc. Ok, nu-i problem. Scorul ăla, mamă, ce scor. Bun, hai iar în mitril. Și hai să mai facem rost de un fragment. De un soul, de fapt. Soul-ul e sufletul unui mob. Și nu știu de ce unele chestii îmi dau două. Păi au două suflete sau ce naiba? Nu înțeleg. Jocul ăsta devine cam emo. Bun. Uite, uite. Oleo, oleo, oleo. Și mă plângeam eu că nu-s mobi? Da, asta făceam. Uite mă, frate, ăștia zici că fac de la... Cum naiba se cheamă? Mersul... Dansul pinguinului. Bine, mă. Pe bune că nu mi-a dat fragmente. Lăsați-mă în pace. Gata. Am făcut rost. Cum mă puteți să mor? Voi ăștia cu mersul pinguinului. Bine, mersi. Ok, hai să facem noi două de-astea. Așa. Așa. Facebound Crystal. Bun, avem nevoie de un dravit și un azurit. Sau... Bun, deci am dravitul. Am două de-astea. Am ăsta. Am nevoie de un azurit. Da, Raver și la Densos. Încă un azurit. Uvid și de-asta. Deci un azurit și un uvid. Verificăm și noi chesturile înainte să plecăm. Că poate avem. Dar logică n-avem. Deci azurit și uvid. Deci am nevoie de două azurituri. Azurit asta. Aha. Deci dimensiunea asta albastră. Se iau pe acolo. Deci am nevoie de două soul-uri, nu stăm mult aici. Adică este imposibil. E imposibil să pic de fiecare dată așa. Deci pur și simplu imposibil. Așa mă enervează dimensiunile astea. Doamne, mă enervează rău. Deci mă enervează dimensiunile astea de... Așa, bun, hai din nou. Bam, bam. Frumos, sus. Așa, gata. A, câtă viață are ăsta, săracu. A, gata, am făcut rost. Dar asta îmi dă dravit. A, am uitat. Nu știu dacă vă mai amintiți voi exact, dar am avut noi niște probleme în cu luatul de fragmente din această dimensiune. Și mă duc acasă și mi-au armura aia cu care pot să zbor. Mă enervez. Deci asta o să las asta aici. Așa. Și o iau pe asta. Doamne, ce mă enervează. Mobi proști. Unde mi-e casca? Ah, uite aici. Nu e enchantată și de-aia nu. Nu văd. Bun. Hai să vedem. Cum a zbor direct. Dați-mă naibă în pace. Da. Uitați, cred că de la Tomo. Oleu, dau ceva de mitește. Opa. Două soul-uri.
Perfect. Acum hai să trecem prin portal și noi ca oameni. Ce ziceți de asta? Am zis să trecem prin portal. Am... Bine, ne aruncăm în vid atunci. Ok. Gata. Ok, nu mai am nevoie de armura asta. Sau poate am nevoie. Mai avem nevoie de o chestie, un uvit. Ia mă, deci parcă... unde ăla era așa... Nu, așa... Stați. Deci, uvit. Bine, nu la Densos, la... Oleu, cât sunt aici. Raver. Deci, tot astea... Aha... Asta și asta aici. Asta. Da, și asta aici. Asta aici. Bun, deci avem spawnul lui Raver și mai avem nevoie de un uvit. Edenica uvit, uitați aici. Murism. Asta pică din lume. Gata. Și acum... Gata. Am picat și în vid. Fell out of the world. Ok, și ăsta se făcea... Hai să punem și noi niște armură. Deci, ăsta aici. Un ăsta, un ăsta, da, deci și acum trebuie să mergem noi în augit frumos și spanăm pe ăștia pe amândoi. Hai să vedem. Oleu. Nu mai da mine. Trebuie să ne ocupăm de nenea asta mai întâi. Hai mă, mori. Bravo. Și de tine. Ok, gata. Acum hai să-i spawnăm bă pe ăștia. Pe cine? Pe Densos ăsta. Aici. Hei! Aoleu! Pe și Raver? Bă! 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 Stai! N-am făcut bine. N-am făcut bine deloc. Oleo! Bă, dar aia cât sunt? Am spawnat câte două bucăți? Nu știu de ce am presimțirea că am făcut ceva prost. Și o să trag cu asta așa? Nu știu, mai aș duce pe ei. Oleo! Lăsați, lăsați, nu mai mergem pe ei. Lasă-mă în pace acum. Mor, mă, frate, și tu. Lasă-mă în pace. Gata, e murit. Wow, wow, câtă viață au ăștia. Și dacă ăla e Raver, Densos unde e? Ah! M-a mâncat pe mine să întreb, m-a mâncat! M-a mâncat! Mai de capul meu ce e aici! Ce dificultate! Easy! Păi cred că dacă dau pe hard... Deci dacă n-aveam tâmpenia asta de phaser, phaser... Cum naiba s-o numi? Păi aș fi murit de mult. Hai mă să ne batem. Hai să ne batem.
Bă, din câte părți veniți și cât sunteți? Păi bune acum. Ok. Hai, trageți tu nei. Așa. Așa. Ok. Deci, hoarda de oameni. De ce-or fi ei. Oameni. Ah. Aoleu, mai vine și de ăsta? Bine, mă, bine. Ok, hai să mai mâncăm și noi. Ieși, mă, de aici. Mama, ați venit toți mobii din lume la mine. Ar fi trebuit să-mi găsesc un loc retras și ar fi trebuit să știu că nu sunt așa înalți. Of. Hai că bat ușor, ușor. Doamne. Și de ce am spawnat doi? Ăștia-s pe perecte. Ah! Ia de aici, 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 ia de aici. Bun. Mi se duce sabia și nu e bine. Nu e un lucru bun deloc. Dacă mi se duce mie asta, am încurcat-o. Ca să nu spun altfel. Deci știu că pot să dau 2000 de lovituri cu ea. Și să am dus la jumate. Mamă, de la ce distanță dau aia? Au. Da, bun, deci mobii ăștia sunt așa de enervanți și de periculoși. Cât? Aoleu, ce m-a speriat ăla. A, mă, frate, mai dă-te, că am obosit, dau cu sabia în tine. Mai dau și cod asta. Mă țin la distanță pe toți. Bun, chestia ar trebui să moară în curând, da. Bun, acum mă pot concentra pe voi. Hai, băieți. Oh, ce-a dat ăla. Se pare că unul din ei nu mai are viață așa multă. Aoleo, ce vrei, mă? Pleacă de aici. Plecați de aici, de fapt. Ăsta nu mai are viață și ăsta nu știu, vine să-l ajute, cred. Aoleo, ieși, ieși. Bam. Ieși, mă. Deci mi se pare că dacă îi scade viața lui ăsta foarte mult, vine și ăsta în ajutor. Și se pare că a venit. Bă, da, nu nimerez deloc. Ăla e la bun? Da. Deci, în ăla... Aoleu! De unde ai apărut, mă? Ieși, mă, de aici. Ție-ți dau omor. Hai să te văd ce-mi faci. Acolo te ții. Mă enervezi. Doamne, ce om! Amă, ce-mi faci?
Mă, fraiere. Bun, deci lupta asta e mai intensă decât credeam eu. Ce mi-a dat? Ce mi-a dat? Armură bună. Deci pe care nu mai am. Asta l-am prins un pic la colț. Oh, chestplate. Oleu. Gata, fugi, fugi. Calmedi. Tratează cu calm problema. Și stai așa, fix în fața lor. Stai, stai. Că ăla trebuie să tragă în ăsta. Ce frate bun ai, bă, lasă să moară. Da, bine că vii tu, mă. Hai, lasă-mă în pace tu. Amă. Puțin lag. Amă. Tu nu știu, mă, ce vrei de la viața mea, chiar nu înțeleg. Chiar nu înțeleg, dar... Oleu. Dar tu ești mort. Și tu? Tu urmezi. Ce faci? Vii și nu dai cu... Au, a... Vai! Nu știu de ce-i lagul ăsta. Și-mi place să-i dau cu asta. Cu mâzgă verde. Oleu. Sau muci, nu știu. Hai că nu mai are mult. Și moare și pămpălău ăsta. Oleu. Pămpălău, pămpălău, dar dă unde e mingea în naibii. Trebuie să mă asigur că nu mă va mai atinge. Ăla-i, al meu. Pantaloni iar. Dar n-am full set. N-am full set, dar e ok și așa. Bun. Deci am bătut 4 dintre cei mai periculoși boși. Mă rog, erau 2 și cu 2, da, 4. Bun, deci sper că v-a plăcut și acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de comment, să comentați și voi ceva. Bun, deci la revedere!